Seara, dragii mei cu soare în gemeni. Facem etalarea pentru 2020. Sunt Tarotela. Pentru cei care mă cunosc, pentru cei care nu mă cunosc, asta e, aflu acum. Mă întreb eu, tot amestec cărțile și când le amestec, zic, Soare, Lună, Venus, Ascendent, în. Soare, Lună, Venus, Ascendent, în. Mă întreb acum, fiind o etalare atât de generală pentru 2020, dacă se pretează, dacă se potrivește și pentru cei cu lună sau cu ascendent sau ce ați mai putea avea voi în gemeni. Dar, nu știu, rămâne de văzut. Vedeți de-a lungul anului dacă aveți chef să vă mai întoarceți aici și să revedeți ce s-a vorbit. Ce am vorbit eu. Dar în principiu ar trebui să fie măcar pentru cei cu soare în gemeni. Da, cu soare în gemeni. Mai amestec o dată. Ia uite, începeți. Ori aveți un copil în semnul taurului, al fecioarei sau al... care mai este taur? Fecioare Capricorn. Ori primiți un dăruleț. Dar etalarea trebuia să fie pentru 2020. Poate începeți un proiect cu pași mici și siguri. Mie. Și un turn, într-un mod neașteptat. O iluzie. E așa simt. O iluzie se destramă. Într-un mod neașteptat, o iluzie se destramă. Vă vindecați. Vă vindecați. Și aveți două semne, și asul de monede și valetul de monede, care confirmă că veți începe ceva nou, o relație, un proiect, whatever vreți voi, dar care vă va aduce stabilitate. Asta în cazul sunteți în categoria gemenilor care își doresc stabilitate. Că, teoretic, cărțile de astrologie spun că gemenii nu-și doresc așa ceva. Eu îmi doresc Paris, așa că mi-am luat ceșcuță cu Paris. Eu îmi doresc o poveste romantică la Paris, așa că scrie și romantic pe ceșcuță. Da, depinde de voi ce vreți, de la viață. O să fac o etalare extrem de generală. Mai, sunteți într-un trio, unii dintre voi, da? Pe care aici sunteți voi. Ar trebui să-l tăiați. E 2020, dragii mei. E un an foarte important. Dacă n-ați învățat să trăiați triourile, tăiați-le. Pentru că asta e. Așa ar trebui. În fine. Iar. Gemeni. E tot îmi vine să zic Soare, Lună, Venus, Ascendent. Aveți putere să rezistați și să vă vindecați. 2020. Ia să vedem ce ar putea să fie pentru gemeni. Eu am amestecat, dar am zis să vă arăt că și amestec. Da, vă depărtați de niște blocaje mentale, vă depărtați, îndepărtați mental. De ce nu vă aduce bucurie? Ok, Gemenuți, 2020. Ce vreau să zic, este o etalare atât de generală încât, dacă nu vă place, evident că puteți să dați skip, săriți peste. Dacă vă place, notați-vă pe hârtie ce vă place, ce vă place de la această etalare, ce v-a plăcut de la etalările colegilor mei pentru 2020 și vă creați singur, că sunteți creativi, da? Vă creați viitorul. Acum, din ce vă creați, măcar o parte se va manifesta, dar știți că manifestați ce vă doriți. Ma, ce gălăgioasă sunt la voi! Ianuarie, februarie, martie. Și m-a apucat atâta vorbăria, e exact la voi, vorbăraie, ce unde era martie, aprilie, mai, iunie. Și iar mă ceartă unii că încurc lunii. Și ce dacă le încurc? Asta e, fiecare cu problema lui. Iulie, august, septembrie, octombrie, aici, vedeți, vedeți, așa, octombrie, noiembrie, decembrie. Ia să vedem. Aici sunteți voi, doritor să comunicați. Poate, poate să vă separați de cineva. Poate sunteți într-o relație cu o balanță. Poate o chestie în tribuna. Oh, wow!
Wow, eu zic să te iați, diavolul ăsta. E o obsesie, e o chestie toxică, sunt niște fantezii, este un semn de apă dintr-o altă viață. Aveți niște fantezii, aveți niște iluzii, dar lucrurile devin toxice, nu vă supărați că vă zic. Lucrurile, sorry, puteți să dați câte îmi dați. Asta e o situație toxică pe care trebuie să o echilibrați, să o tăiați. Adică, da? Eventual să discutați deschis despre anumite lucruri. În 2020, repet, nu se poate trăi așa cum s-a mai trăit până acum. Ok, doki. Ia uite, la fel a apărut și la Taur. Poate aveți planete acolo unii dintre voi, pentru că, na, Taur, Gemeni, doi de spade. Wow, moartea în februarie. Voi nu vă speriați, nu pățiți nimic. Doar vă transformați. Eventual, unii dintre voi, și știu sigur, sunteți într-o relație cu un scorpion. Eventual, unii dintre voi aveți această putere fantastică, dar doar unii, să puneți capăt unei chestii toxice. Chiar să puneți capăt. Eu v-aș dori putere, chiar dacă pare frumos, dar iluziile, da, sunt frumoase. Martie, 4 de bâte. Faetonul în aprilie. Mai 10 de cupe. Iunie, pac, turnul. Of, iulie, voi sau un aer de-al vostru, niște aere de-ale voastre. Glumesc, cavalerul de spade. Iulie, opa, august, 3 de spade. Aici ar trebui să fiți voi în septembrie. Octombrie. Noiembrie. Decembrie. O să clarific, măcar astea două, trei cărți. Dar haideți să vedem, măi dragii mei. Este doar o carte pentru o lună. Poate se manifestă, poate nu se manifestă. Dar încerc să caut varianta pozitivă a fiecarei cărți. Doi de spade. Am zis și la Taur. Cineva are de luat niște decizii foarte importante. Foarte importante. Între două persoane, între două relații, între două joburi, două contracte, ce vreți voi? Sunt spade, da? Gânduri. Cuvinte. Scrise, spuse, adică inclusiv semnături, angajamente. Trebuie să decideți. Dar, dragii mei, sunteți semn de aer. Încercați să nu hotărâți doar cu mintea, nici cu. E așa simt să citesc, așa vă zic, nici cu partea de jos, pentru că nu e blocată. Nu lăsați nici emoțiile să vă influențeze foarte mult pentru că nu le vedeți și nu doar că nu le vedeți, nu le înțelegeți prea bine. Sunteți semn de aer, asta e. Și totuși, trebuie să luați o decizie bună, prin intuiție. E mare lucru. Un mare lucru și asta înseamnă să lucrați cu voi, dar mare lucru este să nu vă blocați, pentru că dacă vă blocați inima, nu puteți să intuiți ce este mai bine pentru voi. Să nu confundați partea de jos cu partea de sus. Înțelegeți? Unii dintre voi. Există riscul ăsta pentru unii. Dorințele fizice sunt deschise, dar ia uitați-vă cum este. Tot ce ține de la jumate în sus, emoție, mental superior, în această carte este blocat. Deci trebuie să. Așa simt să vă zic, așa vă zic. Să creșteți un pic, să creșteți. Înțelegeți? Dar, simplu, hai mă mai la, nu mai vorbi așa de mult. Moment de decizii în ianuarie. Ca să intrați în zodia vărsătorului, care poate vă susține mental, da, semn de aer, să intrați cu hotărârea luată și posibil că veți lua totuși hotărârea, o hotărâre care trebuie. Posibil. Că va fi să puneți punct unei situații care
va agravați starea fizică, mentală, emoțională. Mai mult mentală, că voi cu emoțiile, unii dintre voi, nu toți, evident, nu le înțelegeți așa de bine. Dar evident că puteți să aveți planete în semne de apă și atunci sunteți mai conectați la latura voastră emoțională. Trec peste asta. Este cartea Scorpionului, a transformării, a lui Pluto. Poate aveți vreo conjuncție cu Pluto. Vreun trigon, vreun square, quadratură, nu contează. Ceva se întâmplă în viața voastră și vă transformați. Vă transformați. Puneți punct în primul rând și acest punct, da, stop, unei povești. Și acest stop vă dă șansa să renașteți, să o luați de la zero. E ce interesant ce văd acum. Renunțați la ego, renunțați la coroană, pentru că, dragii mei, ia vedeți? Așa, da? Cineva trebuie să renunțe la ego. Și ego înseamnă multe, și obsesie, și frică, și dorința de a câștiga, și dorința de a avea pe cineva, înseamnă foarte multe. Ca să ce? Ca să creșteți spiritual, e violet, da? Ca să creșteți spiritual. N-aveți cum. Medianul 2020. Asta e. Toți trebuie să trecem. Altfel, rămânem cu vechea viață. Ah, rămânem niște muritori care nu știu de ce s-au născut. În fine. Revin. Poate să fie un scorpion. Repet. Poate să puneți capăt unui contract, unei colaborări. Două, da? Doi. E colaborare. Rămâne să aflați, să vă dați seama voi, pentru că voi știți ce în viața voastră. E doar o carte pentru februarie, o carte pentru ianuarie și pentru martie. Cine are un peștișor în preajmă, sigur se duce să petreacă cu el. Că na, peștișorii sunt drăguți. E, cine n-are, să-și caute. Patru de băte. Bine, așa am simțit nevoia să zic. Probabil că doamna care are știe cum e. Patru de băte reprezintă o energie frumoasă, pasională, în martie, da, de foc, poate spre sfârșitul lunii simțiți această bucurie. Este o stare de festivitate, probabil că se organizează ceva sfârșitul anului, începutul adevăratului an, în fine, știți, pe 21 martie. Noruz. În cultura persană. Este Noruz, ce frumos, Doamne, ce frumos. Este o relație între două suflete perechi. Dar, așa simt să vă zic, așa vă zic. Cred că aceste suflete au și ele parteneri în preajma lor. Adică nu mai e trio, e de fapt quartet pentru unii. Ah, prea multe detalii. Haideți să ne concentrăm doar la partea frumoasă, petrecere cu prietenii. Petreceri organizate, nu sunt instantanee ca la trei de cupe. Genul de petrecere care se organizează, se dă comandă la restaurant, locuri, mâncărică și toate cele. Energie faină. Eventual renașteți, pentru că ați dat, gata, v-ați îndepărtat, de ce nu v-a prit în aprilie? În aprilie, unii se întâlnesc cu un rac. Există și posibilitatea asta. Și dacă nu e rac, poate să fie săgetător. Cu săgetătorii, poate. Dar nu e obligatoriu. Puteți să vă întâlniți cu cine vreți. Poate să fie orice altă zodie. Poate nu e nimeni. Poate vă luați mașină. Poate călătoriți cu mașina undeva. Sau pur și simplu simțiți această nevoie interioară, e arcană majoră, ca și moartea, ca și turnul. Trei arcane majore. Poate în aprilie, după starea asta de bucurie, simțiți nevoia să vă căutați destinul. Și e mare lucru. Degeaba e 2020. Căutați la astrologi, cineva va zice, uite, acolo și acolo.
Și vă hotărâți să mergeți, să vă împliniți destinul. Și asta înseamnă foarte mult. O relație cu sufletul vostru pereche, ori împlinirea voastră profesională la nivel colectiv, vorbind de suflete gemene, dacă există, dacă unii au noroc. Da, nu toată lumea are parte de suflet gemen. Pentru că, dragii mei, că suntem la gemeni, sufletele gemene se întâlnesc doar dacă v-ați făcut creșterea spirituală. Sufletele gemene se întâlnesc și rămân împreună doar ca să aibă, doar pentru că au misiune spirituală la nivel colectiv. Nu vă închipuiți că dacă faceți afaceri cu cineva care vă e sufletul pereche, karmic, darmic, asta este, să nu confundați cu misiunea sufletelor gemene. Sufletele gemene au, nu știu ce, pentru că vorbesc de gemeni, da? Dar o să fac un video special. Au o misiune spirituală, nu materială. În fine. În mai, fericire, bucurie, dar să nu fie iluzie, pentru că aceste cupe sunt undeva într-un curcubeu. Poate sperați, poate acest rac vă dă speranță, poate acest, eu știu ce, astrolog, ce-o fi? Lunatic. În fine, vă dă speranță, dar încercați să discerneți între realitate și iluzie. Oricum, într-adevăr, haideți să vedem. E o energie foarte frumoasă, dar de-aia spun. Aveți grijă pentru că acest 10 de cupe este între moarte și 3 de spade. Și turn, da? Și faeton. Mai e frumos, e cald afară, vă plimbați, vă bucurați. Însă, în iunie, vine un eveniment neașteptat și se dărâmă o construcție care nu era gândită corect. Dacă vreți să vă transformați viața, încercați cu pași mici, nu vă aruncați prea repede. În general, faetonul are o viteză destul de mare, da? E rapid, e hotărât în decizii, dar țineți aceste stări emoționale, țineți-le în frâu. Vă duc repede către fericire, dar la fel de repede vă duc și către acest turn. Și către, eventual, acest 3 de spade. Așa că alegeți-vă cărțile, vă creați voi ce scenarii vreți, dar vă repet, încercați și renunțați la triouri cât puteți în 2020. Nu de alta, dar dacă nu renunțați voi, vă va face viața într-un fel sau altul să renunțați, vă va obliga. Turnul. Hai să zicem, pe lângă faptul că, într-adevăr, există potențial de a se dărâma ceva, o iluzie, o bucurie, o impresie, se încheie un ciclu emoțional. Se încheie. V-a fost bine, v-a fost bine. Dar acum trebuie să reconstruiți. În iunie începe reconstrucția voastră adevărată. Aveți o trezire. Poate vine un vărsător, iar scorpion, mai mult sau mai puțin. Eu zic că ar putea să fie varianta frumoasă a turnului este și trezirea la realitate, la o altă realitate, realitatea 2020 sau 2021, 2022 și tot așa. O realitate pe care nu ați așteptat-o. Și natalarea voastră strecor niște chestii pe care în alte situații nu le pot spune, dar sper să le înțelegeți unii dintre voi. 2020 chiar e important și special. În iulie, Cavalerul de Spade. Poate să fie un alt semn de aer, care vine cu vești
sau poate nu e semn de aer. Aflați niște vești care vă deranjează. Cavalerul de spade, în general, poate să deranjeze. Știți și voi că uneori când spuneți adevărul, deranjează, da? Cavalerul de spade e o persoană care apasă pe viteză maximă, e cel mai iute cavaler. Și voi uneori vă aruncați înainte, uneori, nu toți, dar unii gemeni se aruncă înainte în anumite situații. Mare grijă! Frumos ar fi să manifestați altceva din acest cavaler, pentru că fiecare carte are și partea ei frumoasă. Frumos ar fi, sau bine ar fi, să manifestați că tot ați primit, aveți șansa, nu că ați primit, aveți șansa să primiți trezire spirituală, da? Exprimați-o. Luptați pentru ea. Cavalerul de spade poate să fie un idealist care se luptă pentru dreptate. Pentru această lumină pe care o să o primiți la un moment dat, chiar dacă doare. Lumina intră prin rană, așa zicea Rumi. Light enters the wound. Nu? Lumina intră prin rană, chiar dacă unii veți mai suferi, că asta e toți, nu doar voi, toți trecem prin transformări, prin chestiuni, situații explozive. Important este să înțelegem, da, de ce. Și înțelegem, pentru că există un cavaler de spade, dar în august apare un 3 de spade. Că sunteți voi, că sunt ei, care din ei, că sunt 3 sau 4, cineva e dezamăgit. Dar, am mai zis-o și la Taur, poate este o energie mai veche, dinainte de turn, dinainte de moarte, care se reactualizează emoțional în august. Și vă aduceți aminte, cineva vă spune ceva, mai ții minte cum era în perioada cu tare și vă aduceți aminte de această stare. Asta ca să nu zicem că în august aveți o dezamăgire. Repet, poate nu aveți voi, poate au alții. Oricum, este vorba de o inimă rănită. Eu sper că această inimă să înceapă să fie vindecată. Eu sper să scoateți spadele, să vă descătușați. Pentru că în ianuarie cineva are inima blocată. Da? Și dacă sunteți în preajma cuiva care are inima blocată sau dacă voi aveți inima blocată, n-are cum să dureze prea mult această iluzie. E fericire maximă, dar poate să fie și iluzie. Nu întâmplător apare turnul chiar după aceste două, trei cărți. O să clarificăm. Septembrie. Ați putea fi voi sau un alt semn de aer sau orice alt semn. Da? Cineva a înțeles niște lucruri și a transformat sufletul. E un fluture aici, vedeți? Fluturele. Și a transformat sufletul, psihicul. Poate are niște planete în leu. Sau ce s-a întâmplat în august, în perioada zodiei leului, îi va aduce înțelepciune. Regele de spade e înțelept. Nu vorbește mult, vorbește esențialul. Că dacă ar spune mai mult, s-ar putea să deranjeze. E un personaj înțelept, poate cam prea rece, dar nu-i problemă, pentru că se pare că unii nu fac față la prea multe emoții. Asta e adevărul. Unii nu fac față la prea multe emoții. Octombrie, 5 de spade. În octombrie cineva încă, da, din vechiul triou, probabil revine cu niște vești, cu niște cuvinte. Probabil e cineva care periodic încearcă, ori voi, ori ei,
să reactualizeze o poveste, un trio, dar vă sfătuiesc să renunțați la argumente, la discuții și să învățați că ați ales o cale a reconstrucției, a renașterii, să mergeți către destin și către sufletul vostru geamăn, eventual dacă v-ați făcut lecțiile, sau către vindecarea voastră, sau măcar către echilibru emoțional. Știu că sună ciudat interpretarea, dar așa este. În noiembrie, semnul scorpionului, pentru cei care au de-a face cu scorpionul. Dar dacă nu-i scorpion, pești sau rac, mi-ar plăcea să cred că sunteți voi echilibrați emoțional. Regele de cupe. Regele de cupe care nu își arată dragostea, oferă câteva emoții, dar în sine, în interiorul, în oceanul lui, are multe emoții. Nu știu dacă faceți voi față la asemenea, aici e problema, aici este problema. Nu știu dacă faceți voi seamă. Ce am vrut să zic? Dacă faceți față la un asemenea ocean, nu de alta, dragii mei, chiar dacă vă captivează, că vă captivează, asta este adevărul. Pentru că este ceva de care nu aveți parte oricând, oricum. Dar, de ce zic? Spadele sunt din metal. Și în apă, dragii mei, ruginesc. Regele de spade, în preajma regelui de cupe, mai devreme sau mai târziu, apare această energie, nu neapărat conflictuală prin cuvinte, poate să fie și prin gânduri. Dar asta e. Asta e. E un timp, e un an al transformărilor. Că vă place, că nu vă place, ăsta este adevărul. Ar trebui să pun multe, vom vedea la lunile respective. În decembrie există 5 de cupe. 5 de cupe. O stare de regrete, de regrete. A cui, dragii mei, ce să regretați? 3 de cupe? Hai, pardon. De ce să regretați 3 de cupe? Când în spatele vostru este jumătatea voastră. 2 de cupe. E în preajmă. Poate acest rege de spade. Ne. Poate acest cavaler de spade. Sufletul pereche e în preajmă. Doar trebuie să renunțați la trioiuri. Asta e. Nu vă supărați pe mine. Și dacă vă supărați, asta e. Sper să vă treacă. Dar... evident, am spus-o la început și la alte zodii, o spun și aici. Dacă nu vă place vreo carte din acest aranjament, schimbați-le. Scrieți-vă voi povestea pe care vă doriți. Și ce trebuie să se manifeste, se va manifesta. Dar să nu fie în detrimentul altcuiva. Aici e grijă mare. Hai să clarificăm. 3 de spade. Ce e cu 3? Of, wow, ce asta e? O, da. O, da. Ce frumos. Am zis că e posibil să fie vindecare. Da, superb. Vindecare, dragii mei. Regina și probabil că la un moment dat apare și regele de sau perechea voastră. Regina de spade. Sunteți voi, gemenii, da? Tot fluturele, da, de care am vorbit. Vă echilibrați emoțional, vă echilibrați financiar. Deveniți singuri în cazul în care vă despărțiți de cineva, sunteți singuri și frumoși. Și nu doar, începeți să vă vindecați și să creșteți spiritual. Doamne ajută că doar e 2020, da? Deci, această inimă în august, de fapt, e posibil să fie o vibrație mai veche pe care voi în august reușiți să o echilibrați, să o vindecați. Vă alchimizați inima.
va fi una strălucitoare. Trebuie. Hai să vedem. 5 de spade. Uite și împărăteasa. Energie frumoasă. Pozitivă. 5 de spade, te rog frumos. 30 de minute. Cine a fost iasă? Da, în ce era? Octombrie. Octombrie. 5 de spade, 5 de monede. Cineva vrea să vorbească cu voi și voi s-ar putea să nu vreți să vorbiți cu ei pentru că vă transformați, aveți trezire, da? Transformarea începe din februarie, dar durează că e un proces îndelungat. Da. Să nu uităm că apare temperanța, dragii mei, temperanța. Îngerii, comunicați, creștere spirituală. Ia uite, magicianul. Da, știți că acest personaj care vine prin octombrie, cu discuții, vă lasă de obicei să vă găsiți lumina în altă parte. E un magician, este o persoană care vă păcălește. Mare grijă. Ia uite, da? Am zis. E un nebun. Da? Mincinosul. 5 de cupe. Clarificăm 5 de cupe. Sper ca până la sfârșitul anului să vă învățați și voi lecția, ca și alții. Și să vă găsiți echilibru. Și perechea, da, regina și regele de spade. E drăguț că apare. 5 de cupe. Clarificăm 5 de cupe. De cupe. Haide mai repede jur. Da, frumos. 3 de monede. Posibil, dacă aveți așa o stare de melancolie și vă aduceți aminte de poveștile mai vechi, de triourile la locul de muncă sau eu știu pe unde, să vă concentrați pe stabilizarea voastră financiară. Clarificăm 5 de cupe, 3 de monede. Uf, sunt multe. Sunt prea multe. Trei de monede, 5 de cupe. De curiozitate, deși am zis că energie extrem de generală. Pă, câte se pot întâmpla până la sfârșitul anului. Poate să fie doar o stare de melancolie. Intrați într-o casă mai apoasă, mai lăcrămoasă. Eu cred că nu vrea mai mult. Nu mi-apare. Uf, ia uite. Da, iar. Secrete, magician, asta e. Frumos ar fi, așa vă sfătuiesc, dacă prin decembrie, la sfârșitul anului viitor, vă aduceți aminte de aceste triuri, să vă concentrați pe muncă, pe transformarea voastră. Și dacă cineva e într-un cuplu și vă ispitește pe voi, lăsați-i să vă privească lucrând, construindu-vă, reconstruindu-vă. Deși, ce-o mai fi până la sfârșitul anului? Doamne! O carte, două, trei, pentru Gemeni 2020. O etalare foarte generală pe care o puteți schimba, păstrați ce-i frumos. Ideea de transformare mie mi se pare faină, de trezire spirituală, de călătorie către destinul vostru, către transformare, către trezire.
Aveți sufletul pereche. Doi foarte similare. Rege și regina de spade. Ha. Timpul trece. Eu amestec. Ok. Nu spre. Wow. Dragii mei, asta e. Cărțile au apărut invers. Și iar s-a oprit la valetul de monede. Acrobatul. Trebuie să faceți niște acrobații ca să vă reechilibrați viața. Aceste cărți au venit invers. Și spun despre o situație care ați încercat să echilibrați, să vă echilibrați între Merlin și diavol, între vrăjitor și diavol. Voi ați fost acum, sau urmează să mai fiți, eu cred că unii chiar sunteți acum în 2019, între vrăjitor și diavol, între obsesii. Asta e adevărul, dacă vrei să fii sincer. Și nevoia de a manifesta o nouă viață, un nou început. Zero este și nebunul, da? În tarotul clasic. O nebunie, o obsesie și încercați să faceți să vă echilibrați viața, dar greu. Greu, pentru că ele au venit invers. Și într-un fel e bine. Pentru că chiar dacă veți fi la un moment dat un pic dezechilibrați, măcar știți că ați scăpat de o nebunie și de o obsesie. Repet, nu vă supărați. În cazul în care sunteți într-un trio și nu sunteți hotărâți să stați cine trebuie, sincer, în 2020 nu cred că vor mai merge triourile. Nu cred. Suntem cam toți chemați să ne transformăm, să ne trezim, să renunțăm la toxicitatea, a apărut diavolul și mai devreme, da? Aici este eroul, este Merlin, este zero. Zero. După ce puneți punct. Și da, în momentul în care renunțați la diavol, la obsesii, la frici, la multe, da? Vă puteți echilibra. Vă puteți echilibra viața, puteți crește. Și puteți manifesta o nouă viață. Unii dintre voi, unii, foarte puțini, ori vă gândiți la un flacără geamănă, ori în momentul în care puneți capăt acestei povești pe care ați trăit-o până acum, da? Și acceptați trezirea spirituală, da? Aveți șansa să vă atrageți sufletul geamănă. Am zis, nu este pentru oricine sufletul. Să nu confundați sufletul pereche cu sufletul geamăn. Să nu confundați o obsesie, o dragoste, o poftă cu sufletul geamăn. Mesaj pentru geamăn. Asta e, vă place, nu vă place? Eu fac datoria să vă zic. Și să mai strecor cât un mesaj pe aici, pe acolo. Uite, concentrați-vă pe dragoste. Pe dragostea față de voi. Pentru că un om care se iubește și care se respectă nu stă în triouri. Nu vă supărați, asta e. În cazul în care renunțați la acele povești vechi,
vă concentrați pe ce? Pe dragoste, pe emoții sănătoase, a vedea frumosul și dragostea în lucruri care nu apar chiar atât de drăgălașe. S-ar putea să vă întâlniți cu perechea voastră și dacă vă întâlniți, încercați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Dar ca să-i întâlniți, ca să-i atrageți, veți trece prin niște transformări. Asta e talarea pentru gemeni. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa și... E o etalare foarte generală. Ciao!